Bine ai venit la un nou video! Astăzi îți prezint cum am realizat acest tablou electric cu 24 de module. Aici am toate componentele ETI pe care le voi folosi pentru a realiza acest tablou electric. Ca protecție generală folosesc acest separator cu siguranțe fuzibile, modelul FD10 cu LED, în care pot introduce două siguranțe fuzibile până la maxim 32 A. Acestea se introduc în acest loc decuplând separatorul manual. Separatorul se fixează pe șina Omega în acest mod, folosind o șurubelniță dreaptă. Următoarele trei componente sunt clemele de derivație, în care pot introduce conductor cu secțiunea de maxim 25 mm, iar materialul din care sunt realizate este cuprul. Pe acestea le găsești și colorate pentru a respecta codul culorilor atunci când faci conexiunile. Clemele se pot fixa direct pe șina Omega. Următorul este un întrerupător de curent rezidual și la supracurent numit RCBO, modelul KZS tip A, curbă B de 16 A. Acesta are o protecție la curent rezidual de 10 mA. L-am ales mai sensibil deoarece îl voi utiliza pentru un circuit dedicat la o mașină de spălat, dar există și cu alte valori în funcție de cum ai nevoie. Aici am un întrerupător de curent rezidual RCCB tip A de 40 de amperi cu protecție la curent rezidual de 30 de mA și se poate pune pe mai multe circuite pentru a oferi protecție la curent rezidual. Cele 6 siguranțe automate MCB 1 pol sunt toate de 16 amperi curbă B și sunt destinate pentru circuitele de prize. Ultima siguranță automată MCB 1 pol de 10 amperi curbă B va fi utilizată pentru un circuit de iluminat. Toate componentele prezentate în acest video și în multe altele le poți cumpăra de pe magazinul online numit electrice-online.ro. Intră în descrierea acestui video și vei găsi un link către acest magazin, cât și un cod de reducere pe care îl poți aplica la comanda ta. Pentru a conecta faza de la RCCB pe toate siguranțele MCB, se folosesc aceste pieptene sau buzbar, cum se mai numește. Eu le voi alimenta pe partea de sus și va trebui să tai un pieptene, cel care intra în nulul din RCCB, deoarece nulul ce va ieși din RCCB îl voi lega sus la bara de nul. Se observă cum se conectează buzbarul, iar borna de nul de la RCCB nu trebuie să facă contact acolo. Acestea sunt protecțiile care se montează pe buzbar împotriva atingerilor directe. Le folosesc deoarece eu am lăsat o rezervă de 3 pieptene pentru a mai putea adăuga pe aceeași linie încă 3 siguranțe MCB de 1 pol. Prima parte a tabloului electric este gata și urmează să fac conexiunile electrice între componente. Folosesc conductor multifilar cu secțiunea de 6 mm, respectând codul culorilor, culoarea maro pentru fază, albastru pentru nul și galben-verde pentru împământare. Voi pune puțină viteză la video și te invit să urmărești conexiunile electrice între componente, apoi voi face și un test.
Aici, în partea de sus a separatorului, va intra faza și nulul care vin din contor. Nulurile circuitelor se vor lega aici sus, în bara de nul. Ea nu face contact cu bara de împământare, sunt despărțite la mijloc și ambele sunt cu protecție la atingere directă. Această bară este și inscripționată cu litera N în partea de nuluri și cu simbolul împământării în partea cealaltă. În RCBO va fi conectat un circuit dedicat, iar aici, în partea de jos a siguranțelor MCB, vor fi conectate fazele circuitelor. Îți prezint și cum arată magazinul electrice online, caută-l pe Google. Aceasta este pagina principală a magazinului sau a site-ului. Poți să cauți produse de aici, poți apăsa pe lupă, îți poți face un cont de utilizator. Din meniul principal poți alege ce ai nevoie, de exemplu, siguranțe automate MCB, RCCB-uri monofazate sau trifazate, cabluri electrice, accesorii, tablouri electrice și multe altele. Te las pe tine să le descoperi. Urmează să conectezi un bec pentru un test. Voi alimenta tabloul electric provizoriu dintr-o priză. Verific cu creionul de tensiune și văd că am pus corect faza. Ca circuitul meu să funcționeze, trebuie să am conectat separatorul, întrerupătorul diferențial RCCB și siguranța automată MCB la care l-am conectat. Se observă că totul este conectat corect și becul s-a aprins. Tablourile electrice ETI vin în pachet cu etichete, cu dibluri, cu capace și le oferă un plus în comparație cu cele care nu le au. Tabloul electric arată foarte bine, pun și capacele în locurile goale. Un lucru foarte important atunci când faci un tablou electric este să lași un spațiu gol de minim 30%. Dă-i un like dacă prezentarea mea ți-a plăcut, te poți abona gratuit la acest canal, scrie-mi în comentarii dacă ai vreo întrebare legată de acest video. Dacă vrei să susții acest canal de YouTube, o poți face devenind membru, ai linkul în descriere sau apasă butonul Alătură-te dacă ești abonat. Îți recomand să vezi și alte video tutoriale de pe acest canal printr-un click pe una din ferestrele de pe ecran. Eu îți mulțumesc și ne vedem la următorul video.